Și cea de-a doua filmare este în felul următor. Când ești lovit din toate părțile ca un erou. Știi? Ca toți îl văd pe Gerard Butler. În filmul 300 și începe This is Sparta! Și poc! Îl aruncă pe curier la pământ. Sau gladiatorul. Știi? Ajunge în arenă pentru că el era mare pe vremea aceea. Da? Și este în felul următor. Pentru că era mare pe vremea aceea, a apărut și Imperiul Roman. Imperiul Roman trebuia să cucerească. N-a cadat peste un conducător. Și când a ajuns de așa, a început și războiul. Și mi s-a luat și copiii, și nevasta, ca să distreze romanii, să-i spunem așa, ca sclavi. Iar el, luptător direct în arenă. Că na, doar l-ați văzut pe Gerard Butler. În Gladiatorul. Sau pe Mel Gibson. În filmul cu scoțieni. Și când moare fericit în al nouălea ceas. Scoțieni, suntem conducători și vom conduce și nu știu ce, și nu știu cum, și așa, în fine. Revin. Și uite așa încep tot să dea în el. Și încep. Și uite așa face. Începe să lupte. Păi are ce face. Și uite cum, adică uite, ia sabia și face așa ziu, 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 ca Zorro. Sau cealaltă variantă e ceva de genul în felul următor. Și uite așa face și nu se gândește la ceilalți de lângă el sau se gândește la cei de la alții de lângă el și le ia apărarea și îi ajută și capul le destupă. Sau ceva de genul. Și ia pistolul și trage. Poc, că tu ești de vină. De ce? Pentru că te uiți la mine cum ție ți se pare că te înjur. Acum, în momentul de față. Și uite, așa face ceva de genul în felul următor. Noi voi să te duci în pădure, cum a fost duminică. Nu, sâmbătă, pardon. Pentru că e loc nemarcat și noi voi, serios. Eu m-am uitat pe jos. Ce era? Era un drum mai mic și unul mai mare. După care drum crezi că m-am luat prin pădure? Dar el le știa pe toate. Și cealaltă variantă. Ceva de felul următor. Și dacă aș fi fost în locul lui pe vola aceea, l-aș fi trântit și aș fi băgat cu colții în cupă și l-aș fi turtit și l-aș fi făcut ca o furnică. Nu înțelegi că nu ai voie în pădure. Revin în partea de sâmbătă. Sau partea de duminică. Ajung duminică la Râșnov, din Opark. Și încep. Mamă, te-ai lăsat pe gubaș? E, de unde știi tu că m-am lăsat sau că nu am ajuns la destinație? Și cam decis să parchez acolo mașina. Sau, cealaltă variantă. Datorită faptului că toți de la Râșnov urcau sus în Poiană și se mergea bară la bară și mergeau toți la cetatea Râșnov și făceau și dregeau la și lugu-lugu, cum spunea cineva, un prieten cândva. Și poliție de față,
Faceți-i, domne, cazierul, din nou, faceți-i, domnul, cazierul, la care polițistul răspunde: cam câți ani crezi că poți să iei pentru închiderea a unui om la mititică? Cam cum a făcut Becali cu Maybach-ul. Un pic cam mult, a? Sau ceva de genul în felul următor. Erau încolonați, toți urcau sus spre Poiana, Brașov, de la Râșnov, bară la bară. Și începeau toți. Ceva de genul în felul următor. Când e în fața, în spatele lui, se afla o mașină de covaznă. Îi punea tot timpul stop. Mergea, stop. Mergea, stop. Bă, la care în fața polițistului: bă, de ce dracu îmi pui stop, mă? Strigă din mașină. Păi de ce să strige? Pentru că ești, dacă ești în Covasna, Harghita și Mureș, automat ești ungur. Și noi nu vrem autonomie. Sau târg, secuiesc, sau mai știu eu ce. Adică, practic. Bun, mai merge mai departe, ce mai merge mai departe, două mașini de bază lui. Și merge, ce merge, și ce merge, și la un moment dat și începe și spune: băi, ce tot te puneți frână? Erau și polițiști acolo. Pentru că voi, moldovenii, sunteți îngânfați, îndrăzneți și toate cele față de restul României. Și ne faceți de râs. Și uite așa, polițistul a făcut trei caziere dintr-un foc. Unul pentru că cam câți ani crezi că se poate lua pentru că ai închis un om la Bulău? Pentru că așa ai vrut. Sau pentru că nu vrem autonomie ungară la noi în țară și ai număr de comandă Harghita și Mureș, automat ești ungur, nu neapărat român, și îți vorbea românește. Sau pentru că nu mai vrem moldoveni îndrăzneți care să ne facă de râs din bază lui. Practic, așa au vrut. Interesant, nu? Și dacă îl refaci, în cât timp ți se face ție cazier? Așa i-a spus polițistul. Au rămas toți mască. Practic, voi toți ați spus, refaceți-i lui ăsta cazierul. Da? Iar polițistul a verificat înainte de toate. Nu s-a aruncat ca... Și uite așa face și s-apucă și drege și scrie și face și drege și nu știu cum. Și lugu-lugu și nu știu ce, ca dictatorul. Așa. Și la sfârșit ajunge la concluzia că a muncit ca postul și a luat glonțul în cap pentru întreaga națiune. Vă las să discutați. În continuare.